Vasluienii care deschid acțiuni în instanță în această perioadă sunt nevoiți să aștepte mai bine de 2 luni până când magistrații încep acțiunea judecătorească. Situația se datorează creșterii numărului de cauze pe fondul unei deficiențe majore de personal. Vasluienii fac nenumărate drumuri la tribunal în așteptarea acțiunilor judecătorești care sunt tergiversate chiar și ani de zile. Câte termene ați avut? 4 termene am avut. Iar să mă lungește vreo jumătate de an. Și ne duci în continuare așa. Spune, gata, luna viitoare. Nu-ți dă dreptul la replică, nu poți să vorbești nimic, n-ai ce vorbi. Avem de gând să mutăm la Iași, cred că... Aici cred că nu se face nimic. Instanțele vasluiene se confruntă cu un deficit de magistrați fără precedent. Tribunalul Vaslui se confruntă cu o problemă de personal, deoarece statul de funcții este prevăzut cu un număr de 20 de posturi, dintre care doar 11 sunt ocupate în prezent. 7 judecători desfășurându-și activitatea la secția civilă și 4 judecători la secția penală. Cu această situație ne-am confruntat tot anul. 2 judecători au ieșit la pensie, un judecător și-a dat demisia. Magistrații fac față cu greu volumului mare de dosare. Raportând numărul de dosare la numărul de judecători, rezultă o medie de 680 de dosare în civil și 350 în penal. De asemenea, judecătorii intră în 3-4 ședințe pe săptămână. Dosarele înregistrate în aceste zile primesc termene de judecată în ianuarie și chiar februarie 2010, în timp ce în mod obișnuit acțiunea judecătorească este planificată în maxim 2 săptămâni cu excepția urgențelor. În cazul plângerilor contravenționale, termenele acordate sunt după 17 februarie, iar în cazul divorțurilor, după 25 februarie.